și aducă semn să-mi ridice stel meu și apoi să începă urgine, zice Duhul Sfânt. Pentru că și iată nepăsarea va fi plătită și prețul și a fost dat pentru tine, nu l-ai pus cu valoare în inima ta, poporule. Apropii-te în seara și asta, zice Duhul Sfânt. Că mă îndur, zice Domnul, și-a milă. Nu te-am judecat, fiindcă nu este încă judecată, zice Dumnezeu. Ești încă în vremea de har, încă în vremea în care ți-am întins mâna, zice Dumnezeu. Ridică-te și vină înaintea mea, oricum ești, zice Domnul. Și iată că în seara și asta mă vei simți. Mă vei cunoaște că eu dau pace, că eu dau liniștea sufletului tău. Și apoi îți vindec relile, zice Domnul, pentru că spui. Te rămân acad minegel, tu zeget malagovă, aleluia. Dar unii s-au împetrit, zice Domnul. Și iată că nu iau aminte și iată fie este Domnul. Cuvântul va fi pus înaintea lor. Spre mărturie, zice Domnul, că iată am vorbit. Apropii-te, pregătește-te, sfințește-te, verifică taina, zice Duhul Sfânt, ca să poți să ai parte cu mine. Nimic întinaș, nimic spurcat nu mai intra acolo. Și luptă-te, lupta așa bună la care ai fost chemat. Că da, viu este Domnul, va veni și El ce vine ca spus. Și iată toți care s-au încrezut în mine, zice Domnul, nu vor fi lăsați la voia întâmplării. Și brațul meu și ocrotirea mea au atât este ei, fiindcă cuvântul meu a fost cu valoare în inima lor și l-au strâns în inima lor să nu păcătuiască împotriva mea. De aceea, poporule, încă astăzi și se spune astăzi, pregătește-te, sfințește-te și apropie-te, că mâine e prea târziu. Elamene colto, zice Maragot, aleluia. Vreau să mă duc și să las vinitare. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Amin.